Radet Constanța a trimis mai multe notificări la începutul acestei săptămâni către asociațiile de proprietari, prin care îi atenționa că urmează să le sisteze furnizarea energiei termice din cauză că nu au achitat facturile în termenul scadent. Asociațiile nominalizate pentru debranșare sunt următoarele: numărul 35 36 831, Mamaia 86, 196 582, precum și Asociația de Proprietari Blocul C2 Tomis 1, Asociația de proprietari blocul L20 Carace, Asociația de proprietari bloc ST8A Zona Stadion. Pentru a se evita asistarea furnizării energiei termice, solicităm reprezentanților legali ai asociațiilor de proprietari mai sus menționate să procedeze la achitarea datoriei pe care o înregistrează către furnizorul de energie termică. Radet Constanța apreciază efortul asociațiilor de proprietari, care își achită contravaloarea facturilor în termenul scadent, și le mulțumește și cu această ocazie. Se arată în comunicatul emis de Radet.